noi suntem din bărbați și femei și spunem urmașilor noștri că lucrul acesta este corect și este drept. Ne cheamă ca să votăm. Nu ne cheamă politicul, ne cheamă bunul simț, ne cheamă responsabilitatea față de trecut, de prezent și de viitor. Ne cheamă răspunsul pe care noi îl dăm înainte lui Dumnezeu. Tu, fratele meu, datorită unor zvonuri, datorită legii, datorită nepăsării, datorită necredință care o ai, spui tu, dar de ce să mă duc să votez? Cum de ce să te duci să votez? Tu ești dator să mergi acolo pentru că tu mărturisești că familia este baza societății. Și dacă nu spui lucrul acesta, peste un an, peste doi, vine copilul tău acasă și spune: tată, m-am căsătorit cu Ion, care o cheamă Maria. Și tu ai să-i spui: ești zăpăcit, copil, cum poți să spui treaba asta? Da, tată, așa este. Tu mi-ai dat voie să fac lucrul acesta. Și tata va spune: când? Iată când. N-ai mers ca să spui da, căci familia se formează din bărbați și femei, nu din două persoane. Și eu, iată acum, am dreptul să spun lucrul acesta. Am dreptul să declar că fără de legea este în lege. De totdeauna au fost păcate de genul acesta, dar nu s-au legiferat. N-au primit comandă și drept de lege. S-au strecurat. Noi am privit la dânsul și ne-am făcut cruce atunci când am văzut. Dacă ferească Dumnezeu este vreo omul care nu semnează, își semnează o sânda. Pentru că dacă nu mergem, semnăm unul din cei trei de șase. Or șase, adică eu, care nu m-am dus acolo, îți de acord cu fără de legea. Și atunci cade și asupra mea, semnez un șase. Adică legiferez prin ceea ce n-am făcut eu, cel mai greu păcat al lumii acestea, care Dumnezeu a făcut ca Sodoma și Gomora să fie rasă de pe fața pământului și să fie acolo mare potop. Fraților, dacă nu cumva încercăm să nu ne ducem, avem cel mai mare păcat. Întâi, înaintea lui Dumnezeu. Doi, înaintea părinților mei care m-au născut din mamă și din tată și înaintea copiilor mei care veniți la Sfânta Biserică și ne rugăm: părinte, copilul meu vreau ca să se căsătorească, fata mea vreau ca să se căsătorească, și faci rugăciuni ca să se căsătorească. Ce fel de rugăciuni poți să faci tu când vine Gheorghe cu Gheorghe sau Maria cu Maria? Se poate admite așa ceva? Există în lumea animală așa ceva? El există în lumea noastră, aici unde este mintea și unde este sălașul minții, așa ceva? Nu se poate. Un om normal, un om sănătos, un creștin, unul cu frică de Dumnezeu nu poate să conceapă așa ceva. De-ar fi 10.000 de femei sau 10.000 de bărbați și nu ar fi un bărbat sau ar femeie, nu se perpetuează neamul acesta. Și a spus lui Adam și Eva: mergeți, stăpâniți pământul și înmulțiți-vă. Prin a înmulți este darul cel mai mare. Ce-au făcut părinții lui Ioachim și a părinții lui Sfântul Ioan Botezător? Ce-au făcut părinții Maicii Domnului când vedeau că n-au prunci? S-au rugat mult, s-au rugat în continuu ca Dumnezeu să le dăruiască prunci, să le dăruiască scăpare de blestem că nu sunt prunci. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a dăruit lor prunc pe Ioan și pe Purura Fecioara Maria, prin rugăciune.
Ce fel de rugăciune se poate face la doi bărbați sau la două fete? Ar putea să fie vreo rugăciune prin aceasta? Există posibilitatea ca să mulțească același sex? Dacă în lumea plantelor, dacă în lumea animalelor, dacă în lumea păsărilor există mascul și femeie, e posibil ca lumea noastră rațională, care admirăm chipul și lucrarea Dumnezeu din lume, să fie același lucru? Fraților, duceți-vă acasă, spuneți tuturor că suntem puși într-un moment crucial al vieții noastre, de a răspunde înaintea lui Dumnezeu și a lumii care va urma, că în timpul când era preot Irimescu, în timpul când era primar Cutare, în timpul când era președinte Cutare, când era Cutare, s-a votat de către noi că suntem de acord că bărbatul cu bărbat poate să mulțească neamul sau femeia cu femeia. Și gândiți-vă că atunci când ei vor căpăta deslegare, când noi nu mergem și spunem nu, noi trebuie să punem pe cuvântul da. Sunt de acord ca un bărbat și o femeie să formeze familia. Și după ce cei doi se căsătoresc, eu nu mă duc și pierd, îi trebuie 6 milioane de oameni ca să putem răspunde la această mare provocare. Și eu, dar nu-i treaba mea, dar ce să mă duc? E treaba ta, fiindcă tu te-ai născut din tată și mamă. E treaba copiilor tăi, pentru că și ei, la rândul lor, vor face același lucru. Și du-te, fratele meu, cât de greu îți vine. O, vecinule, tu care ai mașină, cheamă tu bătrânul care lângă tine. Hai cu mine, Moș Gheorghe, și te duc până acolo și spun un da, fiindcă o vine vremea când Antihrist lucrează pe pământ. Când Antichrist lasă o provocare, un șasă mare, când eu nu mă duc acolo, înseamnă că numărul nu este. Și atunci noi, cele milioane de oameni am pierdut, și atunci legea le face dreptate lor și peste 2-3 ani se însoară și vine la Vasile și la Ileana, care are 3 copii, și spune: dă-mi un copii că îți dau bani mulți și mie, și înfiază un copil de la tine. Și acest copil crește între Gheorghe și Gheorghe și el spune că Gheorghe se cheamă Maria și Ioan se cheamă tată. E posibil acela lucru? Un om sănătos poate să gândească așa ceva? Fraților, avem cea mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ziua de astăzi, care este a acestei mari minuni pe care a făcut-o Domnul, mulțând peștele, să ne trimite înțelepciune ca să avem discernământul cel mai curat și frica cea mai mare de Dumnezeu, că vom răspunde înaintea Lui. Vai, vai de cel care păcătuiește, dar îi mai vai pe cel ce vine. Prin mine vine, că eu nu m-am dus acolo. Ai să regreți, ai să plângi, dar nu se mai poate. Dacă vrei pe președintele țării, îl votezi. Dacă vrei parlamentul, îl votezi. Se poate repeta, dar asta nu se mai repete. Se scrie așa cum Scriptura este cartea cărților. Constituția este cartea după care se conduce neamul românesc, care spune că și căsătoria este făcută între un bărbat și o femeie pentru bunul mers al lumii acesteia și pentru mulțirea neamului. Oare a greșit Dumnezeu când a făcut lucrul acesta? Nu. Am greșit noi care am deraiat de la dânsul. Am părăsit rugăciunea. L-am părăsit pe Dumnezeu. L-am părăsit pe Cel care a făcut cerul și pământul.
Și se spune că atunci când acolo, în America, au căzut cele două mari turnuri, s-au întrebat unii, dar unde a fost Dumnezeu? De-o îngăduit să se dărâmă turnul și să moară atâta oameni. Și atunci apar voci care spun, dar unde ați fost voi când ați dat icoana jos de pe perete din școală? Dar unde ați fost voi când la copilul cel din clasa a treia sau a patra îi apare lecții cu secții? Dar unde ați fost voi când n-ai voie să înveți un copil? Dar unde ați fost voi când ați scos credința și ați încuiat biserică? Dar unde ați fost voi când ați dat pe foc cărțile sfinte? Deci dacă noi am făcut acestea, Dumnezeu stă departe și privește la noi pentru că ne-a înzestrat cu voia liberă și ne-a spus, cum îți aștepți așa dori, cum faci așa vei primi, cum semnezi așa vei răspunde. Se prezintă doi oameni la divorț și unul spune așa, are un motiv și de divorț. Celălalt spune, păi nu mă duc. De ce să mă duc? Că au spus acolo niște lucruri care mie nu-mi convine. Și nu se duce. Și procesul se termină cui? În favoarea celui care s-a dus. Pentru că tăcerea ta este un răspuns care îl favorizează pe celălalt. Neprezența noastră la vot îl favorizează pe celălalt. De aceea în alt preasfințitul Pline a fost o mică pastorală care se va răspândi în tot județul nostru prin domnii consilieri începând de duminica viitoare. Câteva cuvinte în care noi să scrim, să le citim așa cum citim Tatăl nostru și să înțelegem ce trebuie să facem. Să nu ne facem de râs înaintea diavolului. Nu facem de râs înaintea celor care au un păcat atât de greu, acel care nu au un suflet curat de creștin. De aceea o să primim cuvânt de învățătură și să înțelegem. Cine nu se duce la vot este responsabil nu înaintea societății, că toate celelalte sunt înaintea societății, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vrem să oprim cel mai aspru, cel mai nerușinat, cel mai greu păcat al lumii acesteia. Dumnezeu să ne ajute! Telefonul nostru. Eu dau telefon.